Cornel Căinari a fost singura noutate de la reunirea lotului formației din Copou, urmând să fie testat în perioada următoare de Nicolo Napoli. Deocamdată l-am luat pe Căinari, un băiat care a fost la Bacău și despre care avem referințe bune. Îl vom testa în următoarea perioadă. Ne așteaptă o perioadă grea de acumulări, trebuie să fim toleranți pentru că urmează zile grele pentru jucători cu 2-3 antrenamente pe zi. Sper să facem un an bun, a declarat președintele ieșenilor, Florin Prunea. Cornel Căinari a evoluat de-a lungul carierei pentru formațiile Sporting Suceava, Rapid, CFR Suceava, SC Bacău și Bucovina Pojoruta. În cele 6 luni petrecute în tricoul grupării de la Poalele Giumalăului, Căinari a jucat 18 meciuri și a marcat 3 goluri. Una dintre reușite a venit în meciul de cupă cu Astea Târgu Mureș, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea echipei ardelene.